Ascultați RFI, 13 și 30 de minute. Bună ziua, bun găsit la Tânăr în Europa. Invitat astăzi la RFI este Alexandru Mitrea, președinte al Board of European Students of Technology, o organizație studențească non-guvernamentală, pe scurt BEST. Bun venit la RFI. Bună ziua, bine v-am găsit. Cum s-a născut această organizație? Această organizație s-a născut cu mult, mult timp în urmă și mai exact în anul 1989, când un grup entuziast de studenți s-au gândit că vor să facă un bine comunității. În primul rând au vrut să organizeze niște cursuri internaționale, prin care studenții să își dezvolte atât aptitudinile, dar și, să spunem așa, soft skill-urile. Nu e vorba de orice student, înțeleg. Da, este vorba despre studenții tehnici. Grupurile locale BEST se găsesc în toată Europa, în peste 93 de universități tehnice. Suntem în peste 33 de țări. Cu ce ne ocupăm noi? Baza noastră ca BEST la început erau cursurile internaționale în care făceam schimb de studenți între universități și organizam niște cursuri academice. Aceste cursuri aveau scopul de a îmbunătăți relațiile dintre studenți cu naționalități diferite, bineînțeles, și în primul rând promova multiculturalitatea. Ce înseamnă asta? Hai să o luăm puțin cu începutul. Sigur. Studenți tehnici, spuneai. Da. Cum s-ar defini studenții tehnici? Cine se încadrează în această categorie? Studenții din facultățile tehnice. De exemplu, politehnicile de la noi din țară, cum sunt cele din București, Iași, Cluj, din Chișinău, Brașov și Timișoara. Voi sunteți filiala din București, mai există în țară? Da, da, da. Suntem 5 LBG-uri, grupul locare BEST în țară și unul în Chișinău, în Republica Moldova. Așa cum v-am spus, suntem în București, Brașov, Timișoara, Iași și Cluj. Sunt la fel de active ca voi, celelalte organizații, da? Exact. Vorbeați de schimburi culturale. Sunt curioasă dacă faceți schimburi și între voi, între orașe, cum ar fi. Da. Bucureștiul cu Brașovul, cu Timișoara. Nu sunt aceste schimburi. Noi avem o dată pe an o întâlnire, se numește ROGEM, Romanian Jamboree, unde suntem adunați toți membrii BEST și acolo vorbim despre legătura dintre grupurile locale din România și despre planul de bătaie, să zicem așa, ce evenimente organizăm comune, ce evenimente organizăm separat, și atunci noi nu facem schimburi culturale, dar în schimb cu celelalte țări avem foarte multe schimburi culturale. Domeniul acesta tehnic este cam greu de descifrat, așa mă interesează ce limbaj folosiți voi. E un limbaj pe înțelesul tuturor oamenilor sau vorbiți așa codificat? Desigur, este un limbaj pe înțelesul tuturor oamenilor, mai ales că la cursuri nu se înscriu doar studenții care sunt membri în organizație. La aceste cursuri se pot înscrie studenți din toate universitățile. Nu este important să fie membru BEST, dimpotrivă. Noi ajutăm toți studenții, nu doar studenții care sunt membri în organizația noastră. De ce vin oamenii în organizația voastră? Din foarte multe motive. Unul dintre ele ar fi că se distrează foarte mult, învață foarte multe lucruri, cunosc foarte mulți oameni și așa ajung să cunoască mai multe culturi și se dezvoltă foarte mult, atât pe plan profesional, cât și pe plan personal. În urma participării la cursuri, ei obțin și o diplomă recunoscută internațional, diplomă semnată de universitatea din care face grupul local parte, și atunci au foarte multe de câștigat. Mai ales că noi le susținem și din punct de vedere financiar cazarea și mesele. Vă permiteți? De unde puteți să susțineți financiar? Păi, costurile sunt destul de mari, dacă vorbim de străinătate. Da, sigur. Odată universitatea ne ajută, în primul cu cazarea, ne oferă căminele pentru a putea aduce studenți și pentru a caza acolo. Iar noi avem foarte multe activități. De unde, bineînțeles, obținem și ceva profit, însă acest profit este condus către evenimente pe care noi le organizăm. Și atunci, da, este o organizație non-profit. Acest profit care se scoate în urma evenimentelor este adăugat tot în evenimente. Uh-huh. Adică noi facem asta de bunăvoie, nu facem asta pentru a primi salariu, să zic, pentru că nimeni nu primește nimic financiar. 2% pentru voi nu prea e o opțiune de finanțare. Da. Fondurile europene ar trebui să fie. Vă folosiți de această oportunitate? Nu, din păcate nu ne folosim. Putem aplica însă la granturi, de exemplu, fiecare grup local BEST poate aplica la granturi cu un anume eveniment sau un anume proiect și atunci banii primiți în urma grantului vor intra tot în eveniment și în dezvoltarea organizației.
Sunt curioasă, sunteți familiarizați cu proiectele europene? Știți să le faceți sau vi se pare prea multă bătaie de cap, prea multă birocrație și nu vă mai, încurcați? Sincer, în grupul local Best București nu ne-am axat pe aceste fonduri europene. Nu cred că am încercat vreodată să obținem fonduri europene. În schimb, noi organizăm foarte multe activități la care participă foarte multe companii. Avem și suportul Universității Politehnica din București și atunci nu ne-am gândit niciodată să aplicăm la aceste fonduri europene. Acum am demarat un proiect de scriere a granturilor și atunci cam așa ne încercăm noi să ne finanțăm singuri și să avem și finanțe să organizăm evenimentele. Bun, hai să ne concentrăm acum pe schimburile culturale. Sigur. În primul rând m-ar interesa un exemplu concret. De aici un student, inginer, viitor inginer, da. la facultate, automatică. Așa, la automatică, ce face? Își alege el țara, își alege universitatea, este ales? Cum se derulează? Okay, haideți să vă spun întreg procesul. La nivel internațional, fiecare grup local este obligat să organizeze la 4 sezoane, sezoane înseamnă primăvară, vară, toamnă, iarnă, să organizeze un curs. De obicei, noi în București organizăm curs de vară. Este mai ușor pentru că suntem în vacanță, așa putem să plimbăm studenții pe unde vrem. Cum se desfășoară procesul acesta? Fiecare grup local organizează un curs de vară, toamnă, iarnă, până la un anumit deadline. În momentul în care s-a atins deadline-ul, sunt postate pe site-ul nostru de Best Internațional toate cursurile din toate țările și orașele. Grupurile locale au obligația de a promova aceste cursuri în facultăți. Și atunci, orice student care vrea să călătorească, se înscrie la noi pe site, iar LBG înseamnă Local Best Group. LBG-ul care organizează cursul are dreptul de a-și alege aplicanții. Și atunci, din 100 de aplicanți, să zic, 22-25 de studenți sunt aleși pentru a participa la acest curs. După care, LBG-ul care organizează cursul contactează studenții care au fost selectați și li se dau toate detaliile de acolo. Deci, practic, un student poate aplica în mai multe, la mai multe... La 3 maxim cursuri. La 3 astfel de cursuri. Da. Cum se face selecția? Mă gândesc că totuși niște criterii sunt luate în calcul. Da, în baza unui formular de înscriere, unde sunt puse întrebări cu privire la tema cursului, pentru că sunt cursuri specializate. De exemplu, București a organizat un curs de 3D, de proiectare și design 3D și atunci au fost întrebări referitoare la această temă, dar și câteva întrebări, să zicem, de distracție, de socializare, de fun. Să vedem atât partea de fun a participantului, cât și partea tehnică, cât de avansată este. Încercați să îmbinați și munca, dar și cu o porție bună de relaxare, înțeleg. Exact. Ce mă interesează, în ce măsură te ajută la CV o astfel de experiență? Foarte mult. Noi, în cadrul organizației, ne ocupăm și cu fundraising. Eu am fost responsabil de fundraising și am fost la foarte multe companii și am observat, într-adevăr, că se apreciază foarte mult aceste schimburi culturale și foarte mult se apreciază bursele din străinătate. De ce? Pentru că ți se dă ocazia să te dezvolți pe plan profesional foarte mult. În primul rând, ajungi să lucrezi poate într-o companie multinațională și atunci te ajută foarte mult, mai ales că îți dezvolți și skillurile de a comunica, de a vorbi în limbi străine, de a, nu știu, cunoaște mai e multe lucruri. E o garanție lucruri. Cumva că ajungi să te adaptezi destul de repede la nou? Da. Uh-huh. Sigur. Spune-mi spre ce țări merg studenții. Mă gândesc că din poziția de președinte vezi ca spre ce se înghesuie oamenii să aplice. Sincer, oamenii se înghesuie să aplice cam la toate cursurile și noi din organizație aplicăm la celelalte cursuri pentru că e o ocazie foarte bună pentru noi de a călători și de a vizita foarte multe lucruri, de a învăța foarte mult, dar în general cam în toate țările se duc studenți destul de mulți. Și dacă ar fi să facem un clasament, unde? Care este destinația preferată? Marea Britanie, țările nordice, înțeleg că există o tendință spre țările nordice. Da, da, exact. Țările nordice și din partea de vest a Europei sunt destul de aglomerate, să zic așa, în privința studenților. Limba este o condiție? Limba engleză se folosește peste tot în toate organizațiile. Uh-huh. Cum se prezintă Germania aici? Este atractivă pentru studenți? Sincer, nu aș putea să vă dau niște date exacte. Așa cum v-am spus, în toate țările aplică studenți din România. Așa că nu aș putea să vă spun că o țară este mai căutată decât cealaltă. În toate țările, de exemplu, în Bulgaria se duc? Se duc și în Bulgaria, da. Și au venit și din Bulgaria la noi.
foarte mulți studenți, în fiecare an vin și din Bulgaria. Noi când alegem studenții încercăm să avem o diversitate cât mai mare, un student sau doi per țară. Și atunci reușim să aducem foarte mulți studenți din foarte multe țări. Tu, de exemplu, în ce țări ai fost? Mă interesează. Nu am fost. Nu ai fost? Urmează să plec acum în Polonia, în Gdansk, la un president's meeting și urmează un regional meeting, e posibil să fie în Ucraina, încă nu se știe sigur. Și urmează și alte plecări. În Ucraina? Să înțeleg că nu vă tulbură situația de acolo? Nu e afectat programul? Da, această întâlnire o să fie în Viniția, unde este ceva mai liniște, adică nu este afectată această parte a Ucrainei de cele întâmplate astăzi, da, de confruntări. Dar încă nu se știe sigur, o să aflăm probabil cât de curând. Dacă și aici au fost doritori? Oamenii în general se feresc de locurile. Da, înțeleg. Ce am uitat eu să vă spun este că această organizație internațională este împărțită în mai multe regiuni. Noi facem parte din regiunea Pirate Bay, se numește, pentru că suntem la Marea Neagră, e o regiune de sud-est a Europei. Adică cu pirați, cum ar fi? Da. Din această regiune fac parte mai multe orașe din mai multe țări, printre care România, Grecia, sunt și Bulgaria, Moldova, sunt și din Ucraina și din Turcia. Suntem câteva orașe în această regiune și atunci de două ori pe an au loc aceste regional meeting-uri în regiune și atunci, să zic, circular se alege locul în care se fac aceste regional meeting-uri. Anul trecut, de exemplu, a fost în Brașov, anul acesta o să fie prima în Ucraina, să vedem a doua unde o să fie, încă nu se știe. Și vă înțelegeți bine? Comunicați bine? Sigur, foarte bine. Ce mă interesează, de exemplu, care sunt studenții cei mai buni cu cea mai bună reputație pe partea asta tehnică? Presupun că aveți și voi un clasament așa... Vă referiți la facultăți, la profilele tehnice? Exact, ca reputație. Să-ți dorești să ajungi în acel centru pentru că este un centru puternic. Am înțeles. În primul rând, cred că știți și dumneavoastră, IT-ul este a foarte mare căutare și atunci studenții de la automatică sunt foarte bine cotați și foarte, foarte mult căutați de către companii. De astfel, piața pe IT este foarte bine dezvoltată și atunci foarte mulți studenți de IT sunt în organizația noastră și cât mai mulți vor să intre. Și cred că ei ar fi primii căutați, cei de IT. Și cei de IT, de exemplu, și-ar dori să ajungă într-un anumit centru? Există un astfel de centru universitar cu o reputație foarte, foarte bună? Vă referiți la aceste schimburi? Da. Depinde de tema cursului. Așa cum am avut și noi despre 3D, proiectare și design, așa și celelalte LBG-uri organizează cursuri pe diverse teme. Și în funcție de teme, atunci și ei se îndreaptă către o anumită țară sau un anumit oraș. Mă interesează pentru că se tot fac clasamente, universitățile din România, din păcate, nu ocupă un loc fruntaș, practic nu prea există în aceste clasamente. Pe voi vă afectează această situație? Simțiți că porniți cumva, nu știu, cu șansa a doua tocmai pentru că nu faceți parte din aceste universități de top europene? Acum o să vă dau exemplul personal. Pe mine nu mă afectează atâta timp cât sunt pasionat de ceea ce fac și atâta timp cât îmi doresc să ajung mai departe și să trec de facultate, de master și așa mai departe. Pe mine unul nu mă afectează. Tu, de exemplu, unde ești student? Ingineria aerospațială, tot la Politehnica din București. Planurile tale care sunt? Îți termin studiile aici? La ce mă gândesc eu acum? Anul acesta o să fiu foarte ocupat și cu bestul, dar vreau să-mi termin studiile în țară și cred că la master o să caut și un, nu știu, o bursă ceva în străinătate. Uh-huh. Ai ceva în anume, o țară anume în vizor? Sincer, nu. Încă nu m-am gândit foarte bine. Știu doar că aș vrea să plec cu o bursă, să văd și cum se studiază în afară. Poate am o șansă mai mare în afară, de exemplu. Dar momentan nu știu să vă spun exact nimic. Acesta este principalul motiv? Curiozitatea de a vedea cum se studiază da. În afară? Da. Cu toate că noi, cei din organizație, avem șansa să vedem cum se studiază în afară, pentru că avem șansa să călătorim foarte mult și cred că asta e și principalul motiv pentru mulți studenți care încearcă să se integreze în această organizație, să vadă cum e și în afară. Te-ar tenta o slujbă în afară sau nu ți-ai pus încă problema? Ba da, mi-am pus problema încă, însă
Sunt sigur că intervin mai mulți termeni aici, cum ar fi familia, prietenii, deja ai o viață aici în România și, nu știu, ești atașat de țară, însă dacă s-ar fi o ocazie bună, de ce nu? De ce să nu profiți de această ocazie? Sunt foarte curioasă. În Uniunea Europeană, voi, ca studenți europeni, simțiți că faceți parte din Uniunea Europeană sau există acea Europa cu două viteze? Simțiți că faceți parte din cea din eșalonul 2, cum ar fi? Pentru că statele, în general, se împart așa în... Da, într-adevăr, statele chiar se împart, cum spuneți și dumneavoastră, însă, fiind în această organizație internațională, noi, practic, toți suntem egali. Și atunci, nu cred că simțim în afara Europei, să zic, sau în afara Uniunii Europene. Nu simțiți aceste diferențe. M-a interesat când mergeți în aceste țări. Există, de multe ori, românii au o anumită reputație, nu sunt văzuți foarte bine, au fost tensiuni în Marea Britanie, de exemplu, au fost discuții despre tot felul de discuții că vin românii și le iau locurile de muncă. Și m-a interesat dacă voi cumva ați resimțit, nu știu cât ai fost tu acolo, dar din ce spuneau colegii tăi... În primul rând, Marea Britanie nu face parte, adică nu are niciun grup local, însă din ce am auzit și de obicei noi când mergem la cursuri internaționale sau când facem aceste schimburi, ne întâlnim și povestim după și avem și o mică prezentare, uitați ce s-a întâmplat, să zic fun facts despre călătorii, însă sincer nu am auzit să se facă această diferență. Și nu am auzit exemple concrete prin care românii ar fi fost dezavantajați, de exemplu. V-am spus pentru că suntem egali în această organizație și ne înțelegem foarte bine. Noi, mai ales membrii organizației Best București cu celelalte LBG-uri. Și nu am simțit această diferență între români și ceilalți. Voi vă ocupați de un domeniu destul de dificil de tradus pentru toți oamenii. Și marea provocare aici este, la un moment dat, să fii tu foarte bun în ceea ce faci, dar și să reușești să explici publicului. Am sesizat că voi aveți tentative, aveți aici un fel de concurs, o competiție. Avem foarte multe evenimente, da. Mi-a atras atenția un concurs cu, mi se pare, era cu ingineri, proiecte inginerești. IBEC, European Best Engineering Competition. Este vorba de BESTEM, Best Engineering Marathon. Este un maraton de inginerie de 24 de ore, care se împarte în două etape, să zic așa, două concursuri, practic. Este un concurs de case study și un concurs de team design. Studenții se înscriu, depinde de preferință, dacă vor să construiască, de exemplu, ceva sau să rezolve o problemă ipotetică, se înscriu la această competiție, la una din cele două probe care sunt aduse fie de companii, fie făcute de noi, de membrii BEST. Și atunci iau 24 de ore pentru a rezolva această problemă inginerească, la finalul cărora vor fi premiați, se va face și un top. Și cam de asta sunt ei atrași, în primul rând, că și companiile au șansa de a-și alege studenții potriviți, poate pentru viitoare locuri de muncă. Adică e o ocazie să fii remarcat, înțeleg. Exact, dar și studenții se remarcă prin aceste concursuri. Și încercați să le faceți și latura aceasta umană, nu? Cu superputerile. Ce încercăm noi? Să aducem aproape universitatea, studenții și companiile. Bineînțeles că, fiind studenți tehnici, așa cum vă prezentați, aveți și un târg. Cum putea să fie târgul acesta? Nu la colțul străzii, nu în centrul Bucureștiului, ci un târg virtual. Ce organizați acolo? Ce găsim în târgul ăsta? Cum v-a venit ideea? Vă referiți la evenimentul de carieră? Da. Nu este un târg online sau virtual, chiar este un eveniment ce are loc, depinde. Acum un an a avut loc la Biblioteca Ion Creangă, la Biblioteca Națională Ion Creangă. Ce încercăm noi să facem cu acest eveniment de carieră? În primul rând, vrem să aducem foarte multe companii, cât de diversificate se poate, atât pentru studenții de la automatică, care sunt foarte căutați, dar și pentru studenții, de exemplu, de la inginerie chimică sau medicală, care nu sunt atât de bine văzuți, să zic, în sensul în care nu sunt foarte mult căutați de către companii. Și atunci, noi încercăm să aducem foarte multe companii pentru studenți, dar să aducem și foarte mulți studenți pentru companii. Și atunci împăcăm pe toată lumea. Companiile au foarte mulți studenți, dar și studenții au foarte multe șanse să se angajeze imediat după eveniment. Ne-a ajutat foarte mult și Politehnica cu un training, cu o sesiune de traininguri, de cum să-ți faci un CV, cum să te prezinți în fața companiilor, cum să te comporți la un interviu. Și atunci cu asta ne ocupăm noi în ceea ce privește evenimentul de carieră. Aducem studenți aproape de companii, încercăm să-i trainuim un pic înainte să vină la eveniment și după care le oferim șansa să se angajeze ulterior. Pe ce se pune accentul, de exemplu? În ce constă acest training?
Cum v-am spus, pot fi diverse teme. Anul trecut au fost teme legate de CV-uri, de cum să-ți creezi CV-uri pentru cei de anul 1 și 2. Cum să te comporți la interviu și ce întrebări să pui de exemplu, cum să te îmbraci. Sunt foarte multe teme legate de aceste training-uri. Sunt studenți interesați? Știu, pentru că toate aceste informații cumva le găsești și pe internet. De ce, da. De ce ai simțit nevoia să vii la un astfel de curs? Nu spun că nu e o idee bună. Da, sigur. În primul rând că ai șansa să stai față în față cu un angajator. Avem niște sesiuni, se numesc Employer's Lounge, unde studentul are alocate 15 minute pentru a sta de vorbă cu un angajator de la o companie de care el este interesat. Și atunci, practic, te simți ca la interviu, dar pe lângă asta este un spațiu prietenesc în care angajatorul te învață efectiv foarte multe lucruri și tu poți să pui întrebări la care se va răspunde cu siguranță, dar și angajatorul poate pune întrebări. Ocazie excelentă de a-ți face antrenamentul, exact, cumva înaintea. Exact. Cu ce companii lucrați? Vă este greu să atrageți companiile sau ele vin cumva de la sine, fiind interesate de forța de muncă? Foarte multe companii sunt interesate de aceste organizații, nu doar de Best București, mai sunt și alte organizații de care companiile sunt interesate. Noi cum procedăm? Noi avem campanii de fundraising, asta înseamnă că mergem la companii, la întâlniri sau sunăm pur și simplu și le prezentăm ofertele noastre de colaborare.